Partidul Social Democrat și-a asumat intrarea la guvernare pentru a scoate România din criza medicală, economică și socială în care a intrat în ultimii 2 ani. Alin Chirilă, deputatul PSD Mehedinți, cunoscut drept un om implicat în viața comunității din care face parte, a fost mereu alături de oamenii care l-au ales și a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Motivul pentru care PSD a intrat la guvernare a fost de a opri scăderea nivelului de trai și de a stabiliza situația economică, socială și sanitară din România. Într-o perioadă în care țara noastră se află într-o incertitudine în ceea ce privește un guvern stabil, un cuvânt ce ar trebui să ne reprezinte este responsabilitatea. Astfel, Partidul Social Democrat a ținut mereu cu cetățeanul și cu nevoile acestuia. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Adevărul este unul singur. Pe mine și pe colegii mei din PSD ne-a preocupat dezastrul economic, medical și social în care au ajuns foarte mulți români loviți de inflația galopantă, de prețurile uriașe la energie și peste toate astea, de valul 4 al pandemiei. Motivul pentru care am intrat la guvernare într-un moment atât de greu, în care mulți alții ar fi ales să stea pe margine pentru a-și conserva sau spori scorul electoral, este de a opri acest dezastru social în care se afundă România. Este evident că dacă PSD nu și-ar fi asumat această misiune astăzi, nu am fi vorbit nici de creșterea alocațiilor cu 40% pentru copiii sub 2 ani, nici de creșterea alocațiilor pentru celelalte vârste de la 214 lei la 243 de lei, nici de a 13-a alocație pentru copiii cu dizabilități. Partidul Social Democrat, indiferent că a fost în opoziție sau la putere, nu a abandonat niciodată niciun român și nicio categorie socioprofesională.